Doamnelor, domnilor, bun regăsit! Se vorbește din ce în ce mai des despre faptul că un regim alimentar cu conținut redus de fosfor împiedică apariția fenomenului de atenție deficitară. În baza acestei teorii, tratamentul implică un regim alimentar ce presupune abținerea totală de la lapte sau alte produse lactate, cunoscut fiind faptul că laptele de vacă conține de 6 ori mai mult fosfor decât laptele matern. Abținerea totală de la consumul de carne semipreparată, pentru că are adaos de săruri minerale și fosfor, de la băuturi și sucuri carbogazoase, pentru că au acid fosforic, orice conține praf de cop și făină combinată cu bicarbonat de sodiu, are acid fosforic. Teoria susține că atunci când fosforul aflat în exces scade pH-ul sângelui de la 7,4 la 7,38, se creează condiții neurohormonale favorabile care ridică pH-ul sanguin prin redistribuirea calciului în oase. Sunt teorii care susțin că apariția ADHD-ului este cauzată de factori precum expunerea în viața intrauterină la alcool, tutun, droguri, substanțe neurotoxice și de anumite substanțe regăsite în alimente. Printre principalele cauze ale ADHD se numără și o cantitate insuficientă de dopamină. Până la urmă se confirmă doi mari factori, alimentația, nivelul de stres și, evident, stilul de viață al mamei pe perioada sarcinii în combinație cu factorul ereditar, trebuie să o spunem. Observațiile precoce și o alimentație corectă pot însă, alături de o educație echilibrată sub îndrumarea psihologului, să diminueze până la normalizare comportamentul persoanei diagnosticată precoce cu ADHD. Așadar, atenție la copiii voștri și nu uitați că viața în sine este prioritatea numărul 1 și viața înseamnă, în primul rând, sănătate. Sunt Sonia Enache și vă dau întâlnirea pe mâine.